să vedem dacă au deschis, pentru că renovau. Dragilor, încă n-a deschis, sunt pe cupe 22 deschide, deci dăm iama. Am băgat și eu mâncărica la cuptor, fac o fripturică așa cu puțini cartofiori, cu inim și piepote și o să pun și pieptul de pui care mi-a rămas ieri de la clipul pe care l-am făcut cu mâncărica, cu puiul cu mozzarella. O să-l pun și pe el în farfurie și astăzi vreau să ne apucăm să dăm holul cu lavabil alb. Îl vom da. Trebuie să dăm la o parte pantofarul, să scot tot ce este în el, să-l dăm la o parte, să-l învelim ca să nu îl pătez. Trebuie să vedem dacă se usucă, ca să pot să dau și cu negru, unde vreau eu acolo pentru oglinzi, și poate reușim asta să facem tot, sau mâine, cel târziu, să lipesc oglinzile. Vedem ce reușim să facem astăzi, însă astăzi zugrăvim. Astăzi suntem pe zugrăveală. Mă apuc și eu și trebuie să scoatem și de aici, din living, ce am eu, să le punem în cutii, să-mi iau eu ce am nevoie pentru mine, într-un porfart să-mi pun ce am nevoie și apoi, cred că la finalul săptămânii acesteia schimbăm parchetul sau săptămâna viitoare, nu știu, vedem, dar... E gata. În sfârșit aranjăm și livingul, în sfârșit vine și pre-vlogmasul. Mâine sunt la unghiuțe, la ora 1. Sunt programată la unghiuțe. Vreau să-mi fac ceva cu tematică crăciunistică, de Crăciun așa frumos. Trebuie să caut niște modele, pentru că n-am căutat până acum, mi-a fost foarte lene și n-am căutat. Dar o să caut în această seară. Și v-am spus, astăzi zugrăvim, pentru că n-aș vrea mâine să-mi murdăresc unghiuțele. Și oricum o să iau niște mânuși, că nu vreau să le pătez în caz că nu reușesc să dau astăzi. O să iau niște mânuși să cumpăr și ne apucăm de treabă. Bun, dragilor, vă las, mă apuc și eu să, ce-am zis, voiam să fac ceva, am și de băgat la spălat, o grămadă am de băgat la spălat, o grămadă, deci vă arăt după să vedeți câte am de băgat la spălat, câte am, deci e un morman cu haine, morman, zici că a venit cineva și a făcut un mușuroi așa cu haine, deci... Vă arăt eu imediat. Mă apuc și eu să mă schimb și vorbim după. Dragilor, v-am promis că vă arăt teancul cu haine. Astea le-a adus Carolina pe aici ieri. Deci am o grămadă. Mai am și acolo haine albe pe care n-am reușit să le spăl nici până acum. Și toate aceste haine le avem de spălat. Bag acum în mașină și vedem după. Mi-am luat acești colanți pentru că nu mai pot să-i port, s-au făcut râței și această bluză pe care am purtat-o și data trecută când am dat în living cu lavabilă. Mergem, scoatem de acolo ce trebuie, învelim pantofarul și ne apucăm de treabă. It's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. You can ask me. Ain't no mess, I'ma tell you all my secrets.
it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. Bună dimineața, dragilor, ce faceți? Eu sunt la bucătărie, am gătit. Aștept să vină Nicu, este 7:44. Aștept să vină Nicu de la muncă. Trebuie să-i pregătesc canapeaua în living, să-i dau și o pătură, să-i dau pernac, va dormi acolo, iar eu am gătit de pe acum. M-am trezit de fapt la ora 6 ca să gătesc, am gătit de pe acum pentru că apoi dacă vin cu carul va face călăgie și nu-l va lăsa pe Nicu să doarmă și oricum am programare la unghii astăzi, deci. Și voiam să vă spun că astăzi este în 21, am programare la unghii la ora 1. Mâine este în 22, mâine o să-mi iau o zi pauză pentru că de pe 23, păi mâine ne apucăm de pre-vlogmas. Deci aș vrea să am o zi liberă în care să mă relaxez ca să pot să încep în forță. Chiar am nevoie de o zi din aceasta ca să pot să încep în forță. Voi filma zi de zi, deci am nevoie, mare nevoie de o zi din aceasta. Bun, dragilor, o să ne auzim un pic mai târziu, așteptăm să se trezească Caro, i-am spălat și biberonul, l-am fiert și acum așteptăm să vină și Nicu, să se trezească și Caro, să-i dau săpape, să o schimb, să ies cu ea la cumpărături, poate ne mai plimbăm și prin parc puțin și vedem după ce mai facem până la 1. Dragilor, am venit și eu de la unghiuțe. Acestea sunt unghiuțele mele. Le-am făcut cu un brăduț pe acesta, doar că nu știu cât de bine se vede.
de fapt nu se vede mai deloc, dar aici am un brăduț, aici am doi fulgișori și aici am o fundiță, iar aici am scris Merry Christmas și aici am doi fulgișori și o fundiță. Așa sunt unghiile mele, mie îmi plac foarte, foarte tare. Mi le-am făcut crăciunistice ca să nu mai stau în decembrie să mi le fac și mi le-am făcut direct acum ca să nu mi le mai fac atunci. Bun, am mai stat un pic în pat și vreau să ne apucăm de treabă pentru că am foarte multă. Foarte multă treabă, am foarte multe haine de băgat la spălat. Ieri am băgat 3 mașini și nu am terminat. Mai am încă vreo 3-4 mașini, vreo 3-4 mașini mai am de băgat. Mai am o grămadă. Vreau să chitim hainele. Am o grămadă de haine de chitit și de călcat. O să vedeți. Și nu știu cu ce ne mai ocupăm astăzi, dar momentan cam asta vom face. O să-mi iau și eu o hanura cu pe mine pentru că mi este cam frig. Cu toate că este centrala pornită, dar tot îmi este frig. Asta vom face, vom călca, vom întinde haine, vom băga la spălat. Sunt foarte multe, foarte multe și cred că pe 23 când ne apucăm de fapt o să fac un intro pe 23, un pre-vlogmas, vă arăt și advent calendarul pentru că n-am apucat să vi-l arăt, abia aștept. Doar mâine ne mai desparte de treaba asta, de pre-vlogmas. Mâine v-am spus, mâine nu am să filmez, mâine vreau să-mi iau o zi. Mi s-au făcut pe aici, numai din astea de la Rimmel. Mâine vreau să-mi iau o zi liberă ca să mă pot odihni, să-mi fac memorie în telefon, să mai caut niște idei, să îmi fac niște planuri mâine. Deci, și voiam să vă zic ceva. Știți, căutam eu acum vreo câteva săptămâni acele imagini pe care am vrut să le lipesc acolo deasupra la măsuța mea de machiaj, la oglindă. Nu le-am găsit. Ieri căutam oglinda. Mai îmi rămăsese o oglindă pe care nu o găseam. Nu știam unde o pusesem, o luasem să măsor și nu mai știam unde o pusesem. O pusesem în bucătărie, dar am venit și am răscolit măsuța mea de machiaje și în sertarul de aici de sus erau acele pagini, acele imagini pe care le-am scos eu să le lipesc acolo. Uite cum căutam altceva și am găsit fix ce am căutat acum vreo 3-4 săptămâni, nu mai știu cât este de atunci, dar nu le-am găsit. Și uite că acum când căutam altceva, le-am găsit pe acelea. Oglinda până la urmă am găsit-o în bucătărie, era pe masă, dar eu nu am văzut-o și uitasem de ea că acolo am pus-o și am lipit-o și pe aceea. A fost un pic cam dificil, cam greu până am reușit să trasez liniile, dar am reușit. Și cu lipitul nu mi-a fost greu pentru că am măsurat 3 cm sus, 3 cm jos, stânga-dreapta și mi-a fost simplu, n-am avut probleme. Bun, dragilor, ne apucăm de treabă, mi-au și eu hanoracul pe mine și ne apucăm de treabă. Thank you.
Drăguții mei, am fost până la Carrefour, este 5:58, am fost la Carrefour să iau niște prăjiturele pentru că va veni un verișor de-a lui Nicu cu soția lui, cu viitoarea lui soție. Și am luat niște alune, bine, punga am pus-o pe aici, alunele, am luat niște prăjiturele Boromir cu cafea și prăjitura casei. Și o sticlă cu suc. Dragilor, având în vedere faptul că vom fi vizitați, voi încheia vlogul, pentru că mai am de editat, n-am editat tot, am editat doar ce am filmat ieri și mai am de editat ce am filmat și astăzi. Nu cred că am filmat foarte mult, de ieri am strâns vreo 13 minute sau 16, nu mai știu exact. V-am spus, mâine o să-mi iau o pauză, vreau să-mi fac curat în telefon, să am memorie pentru zilele următoare, pentru că vom avea o lună de filmat zi de zi. Și vreau să-mi fac memorie, vreau să mai șterg așa de prin poze, videoclipuri, ce nu-mi trebuie, ce am de mai multe ori, să fac memorie și eu o să mă apuc după ce termin cu voi, editez și în același timp am să mă tur și aici, am să dau cu mopul ca să fie curat, curat. Eu am făcut de dimineață, doar că... Au, m-am lovit la deget. Doar că mai fac o dată treaba asta, am tot mers pe aici și mai fac o dată treaba asta. Și noi o să ne auzim direct în pre-vlogmas, dragilor. Acesta este ultimul vlog, era să zic vlogmas, ultimul vlog. Și începe pre-vlogmas. Abia aștept. Bun, dragilor, vă las, vă urez o noapte frumoasă. La revedere!